Tortatul meu sunt Capaira și bine v-am găsit la un nou episod, la un nou joculeț, Forza Horizon 5. Astăzi am decis să-mi scot cotețul la plimbare. Mi-am scos cotețul, uite, de aici din garajul ăsta, bengos, uite ce casă am acolo în fundal. Și am zis, bă, dacă toți bombardierii au mașina asta, am zis, bă, hai să-mi iau și un M5 din 2003. Pachetul performance, că de ce nu, oameni buni? Așa arată și în interior, hai să vedem cât avem în bord. 300 are în bord nebunia asta, din 2003, nebun. Pachetul performance. I-am pus și aici un spoiler pe spate că era prea stoc și am pus dungile astea de plastic pe margini, că era efectiv super nasoală mașina asta. Adică, de ce ați da în viață reală atâția bani pe chestia altă? Uitați-vă. Atâta că am upgradat-o. Și astăzi am decis să iau acest cotețul ăsta și să-l duc la o cursă pe moloz, pe, nu știu pe ce să zic, pe dăr, pe nămol, pe pământ, pe iapă, pământ din ăsta. Și haideți să mergem. Am înțeles primul nostru accident din joc. Bun, hai să ne băgăm frumos în first person. Și nu știu unde ne arată, 4 km până la cursă, holy shit. Și lăsați-mi și în comentarii ce mașini, dacă vă place joculețul ăsta, bineînțeles, dacă vă place joculețul acesta, lăsați în comentarii ce alte mașini vreți să vedeți. Pentru că eu zic că am bani să cumpăr, având în vedere că jocul ăsta e crăcuit, am primit vreo 300.000 de credit points și pot să iau 10 cotețe din astea. Vreți să vedeți 10 cotețe din astea? Nu cred că vreți să vedeți așa ceva. Bă, ce bine arată, mă, jocul ăsta, să-mi bag piciorul. Aoleu! Am uitat că suntem în Anglia. Băga mia, își pune frână, coteț. Coteț. Mamă, tu n-ai ce să stai, mă, pe drumuri. Numai să stea găinile în tine. Hai că mai avem 8 metri până la cursă. Și cam atât o să fie un episod, nu știu, maxim 2 curse pe zi, zic și eu. Sau habar n-am cum să structurez tipul ăsta de episoade. Dar vedem, e primul meu episod, primul episod cu cotețul în acțiune. Mamă, dar ce fuge mașina asta. Holy shit, 200 la oră, frână că ne băgăm în tractoraș. Vai, sper că nu ne-am spart așa parcurisul, că nu-mi place parcurisul ăsta spart. Bun, și că aici ar fi cursa. Dar unde mai exact? Bă, alo, unde e cursa? Aici. Lol. Bă, mi-am spart farul din față. Of, cotețul ăsta. Cineva să... Aoleu. No. Cam asta e mașina, oameni buni. Oricum mi-o dă nou nouță când începe cursa. Am nevoie de un scotch acum ca să repar mașina asta. Un scotch și un flacon de apă minerală. Solo, bun. Brrr. Create blueprint. Ah, trebuie să fie, să facem noi custom. Mama, car teams, BMW-uri. Facem cu mașini de BMW, create blueprint. Yes, sper să nu-mi bage cine știe ce. Uite, am două M5-uri, M5 din 95 și M5 din 2003, dar eu zic că ăsta din 2003 e mai coteț ca ăsta din 95. Nu știu ce mi se pare mai fain la din 95, habar n-am. Dar ăsta e coteț, uitați-vă la el. Uite, are și un cârlig acolo în față, pentru că e 100% că mașina asta nu va merge. Ai, coteț. Mamă, ce BMW-uri au ăștia, ești nebun. Driver difficulty average, inexperienced, bă. Highly clear, bă, average, bun. Dă-i, mă, enter, accept, nu știu. Mamă, cursa coteților. Voi vedeți ce BMW are ăla din față? Imposibil să câștigăm. Uite, mă, ce BMW-uri au ăștia, mă, și uite cu ce coteț concurăm noi. Mamă, păi nu-i și înstifrate. Bă, dar asta nu trebuie să fie cursă de pământ. Ce-am făcut aici? Ce-am făcut aici? Mamă, păi astea nu sunt cotețe, mă. Eu am crezut că o să-mi dea cotețe. Uite ce BMW-uri au ăștia. Nici măcar nu-i ajung, ești nebun. Degeaba mi-am pus eu spoiler, pă, aoleu. Aol. Aoleu.
Bă, ce pula mea. Uite, până și BMW-ul ăla din 1900 toamna mă ajunge. Holy shit. Mamă, ce BMW-uri au nebuni ăștia. Hai să conduce în first person. Măcar nu sunt pe ultimul loc, sunt pe 10 din 12. Bă, dar prinde 200, cotețul ăsta e nebun. Cotețul de găini în acțiune. Mamă, ce Audi are ăla, ce X5, X6, ce Audi e ăla din fața mea? Și uite acolo, mai în față, văd un i8, oh my god. Ăsta i8, ia. Mamă. Opa, opa, suntem pe 7, pe 6? Suntem pe 6, băieți? A, aici, da, da, acum dăm de pământ, în sfârșit. Am lovit i8-ul, mă, cum îmi permit așa ceva? I-a și picat chestia aia. Hai să ne dăm noi în first person, că mai bine fac drifturi în first person. Mamă. Uite, avem un seria 5. Sau seria 3, habar n-am ce e ăla. Ăsta gri din fața mea. Dar momentan suntem pe 5, pe 4. Holy shit, ce ne știm. Mamă, ce merge cotețul, ești nebun? Nu cred, suntem pe 2. Mamă! Ah, ne-am trecut. Hai să... Au... Bă, mi-a dispărut spoilerul. Păi gata, mă, ne-au picat o scaie putere, mă. Acum chiar că suntem cotezi. Uitați-vă ce cheală e mașina asta fără spoiler. Doamne, fere... Nu, face... Aoleu. Am pierdut 3 poziții, ești nebun? Dar, ne revenim. Mamă, suntem mai rapid ca un seria 5, ești nebun? Ăsta e coteț, am gradat. Uoooo, drift! Drift la 200 la oră, hai că ați mai văzut drift la 200 la oră, dacă e. Aoleu. Mamă, dar ăsta are ceva cu minimă. Bun, am câștigat, hai facem drift de final. Uț. Mamă, mă, ești nebun? Cotețul face treabă. Holy shit, cotețul face treabă. Uite ce am lăsat în spate. Un seria 5. Dați-mi bani. 12 credits, cam 12.000 de credits, cam atât am dat să upgradez eu motorul la porcăria asta de mașină. Și am făcut-o într-o cursă, ești nebun? O să imediat mai facem. Bun. Yeah. Winter season, în sfârșit. Mamă, de cât am așteptat winter season-ul ăsta. Bine, mă, next. Bun, băieți, de la ultima cursă pe țărână cu cotețul. Mai facem o singură cursă între timp. S-a schimbat și anotimpul, e iarna acum, chestii, trestii. Dar... facem încă o cursă cu acest BMW M5, tare frumos. Dar nu știu ce mașini să alegem. Alegem, hai să alegem tot ăsta pentru episodul de azi și după aia îmi dați voi în comentarii cu ce mașini să fac. Mamă, să alegem M5-ul ăsta sau M5-ul ăsta negru. Hai că mergem tot cu asta roșie, pentru că episodul de astăzi este destinat coteților de găini. Sau tigăi, mamă, tigăi. De ce le plac bombardierilor mașinile astea? Bun, băieți. Horizon Presents White Horse Hill Trail. Bun, hai că dăm drumul la event. Mamă, acum e și pe zăpadă. Iar concurăm cu un i8. E bine că totuși avem un... 2 i8-uri, am înțeles. Haide că... Iarăși un M5 în dreapta mea. Dă-te, aoleu, că mă fac sandwich ăștia. Mă, aoleu, ce greu se ține asta pe zăpadă. Trebuia să fi schimbat cauciucurile, că aparent pot să schimb cauciucurile după anotimp în jocul ăsta. Mamă, dar prinde viteză, nu-i glumă. 250 la oră pe zăpadă, ești nebun la cap. Ai, dar trebuie să ai niște coaie să faci chestia asta în viața reală. Imposibil, eu nu știu cine ar putea merge cu 250 la oră pe zăpadă, așa, YOLO. Mamă, i8-ul pe locul 2. Dar întrecem, uite aici în curba asta. Ha, da. Yeah, boy. Nu știu ce am pus la ce frână. Mamă, ce ninja ești nebun, mai mult asta e la poviță, nu știu ce-i pleașcă.
Mamă, este pe locul întâi cu tigaia. Bă, tigaia asta chiar se ține bine, ești nebun? Eu am crezut că o să fie o năpârcă de mașină. Dar am mai făcut o cursă de genul ăsta înainte să o upgradez și tot ieșeam pe 6, nu puteam mai mult de 6. Dar după ce am băgat niște... holy shit. S-a accidentat oare tare mașina? Mama, am făcut-o praf. Am făcut-o praf. Pune... Tigaia! Mamă. Nu, pierdem loc, pierdem loc. Mamă, e BMW-ul ăla din 95, ești nebun? BMW-ul din 95 ne-a făcut. Acum am realizat și eu că sunt pe pământ, că înainte eram pe asfalt. 70% din cursă, băieți? Mamă. S-o pierdem, oare pe asta să ieșim pe 2? S-o pierdem, ieșim pe 2? Nu, ieșim pe 2, ce ai, ești nebun? Haide mă, Ade, teribilul! Mamă, 80% din cursă și... Nu, ieșim pe 2! Nu! A, trebuie să dăm aici că am futut-o pe măsa. Mai dăm o dată. Bun, și o ținem drept aici. Hai că n-am chiar așa rău. Și dă-i băiatul, da, păi ce mai facem, că e gata. E gata treaba. Băi, să nu ieșim pe 3, că-l văd pe ăsta spatele meu că vine nervos. Na, trebuia să fi pus cauciucuri de iarnă, mă. Dar nu cred că m-a ajutat într-un vreun fel acum. Doar mă plâng. Ah! Bă, mi-a picat spoiler, eu acum observ pe cheală iară tigaia. Bă, tigaia e fără mânere, ești nebun. Aoleu. Suntem pe locul 2, bă. Ce trist. Hai să vedem. Din 88, ești prost, ia un i8, un M5, i8 Z4, M6, M5, X6 e ăla, mă, și un X5. Holy shit. Uite, mă. Nici nu știe, mă. What the fuck, I'm... ce pula, mă? Păi asta zic că ăla de pe locul întâi habar n-avea ce se întâmpla cu el. Și totuși am luat 15.000 de puncte. De bani, de ce naiba, și încă 5.000. Mamă, suntem influenceri adevărați. I am an influencer. Mam. Ford RS200, mașină deblocată. În fine. Hai să vedem ce ne pică. Și. Ce dracu e asta, emote? Shocked, șocat. I expect to see those dance moves next time you're on the podium. Am înțeles. Sunt șocat. Sunt șocat că m-am luat ăla cu 88 din mașina din 88. A, băieți, și cam atât cu episodul de astăzi. Aceasta a fost tigaia, dacă v-a plăcut tigăița noastră. Uitați-o ce frumoasă e tigaia. A, trebuie să-i fac o poză cumva. Mamă, trebuie să-i fac o poză să o pun de thumbnail. Acum îi fac, haideți să-i facem o poză la tigaia. Dar trebuie să găsim un loc să-i facem o poză la tigaia asta. Uite, hai că mergem acolo. Hai că mai facem poză la tigaia dacă e. Hai că îi facem poză la tigaie. Hai că îi prindem, hai să prindem o poziție, apăsăm pe P. Și prindem așa o poziție să nu se vadă că e avariată. Cum mă las în jos? Cum mă las în jos? Altitudine. Uite, aha. Ah, lol. Mamă, dar câte chestii. Hai să nu se vadă că e avariată, uite așa. Dar cum mă las, mă, în jos? Oh, man. A, așa mă las în jos. Bun. Hai să zic partea asta mai bine. Oh, man, fii atent. Enter, take photo. Mamă, ești nebun. No, bine, băieți. Save. Și cam asta a fost episodul. Dăm aici save repede. Creator info, save photo. Și cam atât cu acest episod. Băi, dacă vă place jocul ăsta... Stai, new file, Forza, tigaia. Dacă vă place jocul ăsta, ziceți-mi în save photo. Bun, are ușor, you want to override this file, yes. Dacă v-a plăcut joculețul ăsta, ziceți-mi în comentarii ce alte mașini să mai joc. Că o grămadă de mașini, de la Golfuri, la Nissan, GTR, la tot ce vă place, mă băieți. Și noi ne vedem data viitoare. Peace out.